Trei echipe sunt la egalitate în fruntea seriei Nord din Liga 5-a Argeș. Petrolul Hârtiești, Fotbal Club Corbi și Vulturii Vulturești au acumulat câte 15 puncte în primele 6 etape din acest sezon, cu mențiunea că ultima a stat o etapă potrivit programului. Ca o coincidență, toate cele trei din fruntea clasamentului au programate jocuri în deplasare în runda cu numărul 7. Cel mai dificil joc se anunță a fi cel pe care liderul, Petrolul Hârtiești, îl are de disputat pe terenul Gloriei Berevoiești, echipa clasată pe locul 4, dar care este una din cele doar două formații care nu au cunoscut înfrângerea în acest sezon. Așa că sunt create premisele pentru a asista la un meci de foc duminică la Berevoiești. Programul etapei cu numărul 7 din Liga a 5-a Argeș, Seria Nord. ASE Micești 2002, Viitorul Mihăiești. Voința Țițești, Vulturii Vulturești. Contabilitatea Stoienești, Viitorul Rădești 2021. Gloria Berevoiești, Petrolul Hârtiești. Cimentul Valea Mare Preavăț, Unirea Buia de Jos. AFCS Cetățeni, ASE Dragoslavele. Flacăra Boteni, Fotbal Club Corbi. ASE Ciofrângeni, Partizanul Vlădești. Inter Aninoasa, Sporting Pitești. În etapa cu numărul 7, Rapid Davidești stă.